De aceea când oamenii privesc un film despre natură, un film care arată lucruri frumoase, toate substanțele din noi se vor schimba și vor ajunge la nivelul acela de armonie. Când un om privește lucruri urâte, automat, și acest experiment a fost făcut. Sunt multe experimente care nu au fost făcute public, dar s-a observat că când un om stă și ascultă o emisiune de știri numai cu lucruri șocante, efectiv, fluidele din acel om, modul în care ele cristalizează, vor fi aproape de necrezut, în sensul că vor arăta foarte, foarte rău. Când un om stă și urmărește un spectacol, patinaj artistic sau sport sau natură sau un film despre creație, de exemplu, acum e în mare vogă un film numit Omul lui Dumnezeu. De fapt, vorbește despre viața Sfântului Nectarie din Eghina. Un film deosebit. Când vezi un film de genul ăsta, automat toate fluidele tale se schimbă. Structurile tale încep să intre, să creeze armonici. Deci, iată că noi, prin intermediul lumii, putem să rezonăm. Putem să rezonăm cu lucrurile frumoase și să armonizăm lucrurile în jurul nostru. Sau putem efectiv să ne îmbolnăvim. De aceea spun că inima este mai mult decât un organ fizic. Inima este o entitate energo-informațională. Inima este sediul conștiinței noastre. Și de aceea în toate cărțile vechi, cărțile sfinte, spune fă-ți, înmoaie-ți inima, ca și cum ar fi inima unui copil. O inimă catifelată, o inimă care respiră liber, o inimă curată.